Vom continua să privim în Cartea Judecători, astăzi, în dreptul lui Ehud, Shamgar, Tola, Iair, judecători care s-au evidențiat prin curaj și vitejie. Privind pe ansamblu judecătorilor, observăm că unii au ajuns în această slujbă prin rugăciunea poporului. Dumnezeu le-a scos un izbăvitor. Alții au avut mesaje din partea îngerilor. Unul dintre ei s-a autoproclamat. Dar aceștia despre care vom vorbi în această seară s-au evidențiat prin curajul personal, prin faptele lor personale de vitejie. În urma acestor lucrări au ajuns judecători sau prin ei Dumnezeu a izbăvit națiunea. Vom privi mai întâi la Ehud și vremea sa, încercând să ne reamintim printr-o prezentare istorică evenimentele de atunci și apoi să observăm fondul spiritual și, evident, să tragem învățăturile ce se cuvin, ce se desprinde aici. În Cartea Judecător, capitolul 3, este scris de la versetul 12, că după cei 40 de ani de odihnă și după moartea lui Otniel, precedentul și, de altfel, primul judecător, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Eglon a strâns la el pe fiii lui Amon și pe amaleciți și a pornit, a bătut pe Israel și a luat cetatea finicilor. Și copiii lui Israel au fost supuși 18 ani lui Eglon, împăratul Moabului. Iată cum abaterea lor spirituală s-a soldat cu o vasalitate de 18 ani. Imaginați-vă, s-au născut unii copii în robie, au ajuns maturi și erau tot în robie. Astăzi mai puțin întâlnim astfel de stări, din punct de vedere fizic sau politic, dar se poate întâmpla ca să trăiască unii oameni sau chiar credincioși ani sau zeci de ani în robia păcatului. Spunea Mântuitorul, orice om este rob în patimile de care este ținut. Este o vasalitate în fața unor spirite care controlează acele domenii. Și sunt oameni care nu pot să iasă din dependența unor stări. Și în momente de sinceritate ei spun, n-am biruință. Și plătesc tribut, parcă periodic. Unii, pe când se apropie cina Domnului. Alții, cu o anumită regularitate. Sau alții, chiar poate săptămânal sau chiar zi de zi, se văd sub rovia diferitelor forme de opresiune, de subjugare demonic ale păcatului. Asta nu este voia Domnului și Dumnezeu poate să aducă izbăvire. Dumnezeu a făcut-o și vom citi acum de la versetul 15 cum cu ocazia trimiterii unui dar Ehud a folosit mai întâi diplomația, apoi a ucis pe împăratul Eglon, împăratul Moabului, după care a mobilizat evreii, provocând înfrângerea moabiților, rămași fără conducător. Știți că Mântuitorul spunea, este o regulă, trebuie mai întâi să învingi, să legi pe cel mai tare din casă. Citim selectiv câteva versete, începând cu 15. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor. Pe Ehud, fiul lui Ghera, beniamitul, care nu se slujea de mâna stângă, de mâna dreaptă, se slujea doar de stânga. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. Deci, înțeleg
că el deja avea o anumită slujbă oficială, întrucât el a fost mesagerul, poștașul. Ehud și-a făcut o sabie cu două tăișuri, lungă de un cot, și-a încins-o pe sub haine în partea dreaptă. A dat darul lui Eglon împăratul Moabului. Când a isprăvit de dat darul, a dat drumul oamenilor care l-a aduseseră. Apoi s-a întors iarăși la împărat, citesc de la 20, când au ieșit toți afară, Ehud a început iarăși vorba cu el, pe când stătea singur în odaia lui de vară și a zis, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Eglon s-a sculat de pe scaun. Atunci Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă și i-a înfipt-o în pântece. A ieșit, a închis ușile la loc, a fugit, scrie în versetul 26, apoi, din 27, cum a ajuns? În ținutul lui Israel a sunat din trâmbițe în muntele lui Efraim, copilul Israel s-a pogorât cu el din munte și el s-a pus în fruntea lor. El le-a zis, veniți după mine, căci Domnul a dat în mâinile voastre pe vrăjmașii voștri moabiți. Ei s-au pogorât după el, au pus stăpânire pe vadul Iordanului în fața Moabului și n-au lăsat pe nimeni să treacă. Au ucis atunci aproape 10.000 de oameni din Moab, toți voinici și viteji, și n-a scăpat unul. În ziua aceea, Moabul a fost merit sub mâna lui Israel. Iată că victoria a fost posibilă. Vreau să acceptăm mai întâi din punct de vedere teoretic și apoi vom vedea că și practic este efectiv realizabilă victoria. Nimeni să nu se împace cu ideea că așa a fost și așa trebuie să rămână. Nici în dreptul lui, nici în dreptul altora. Noi mai auzim câte o mărturisire în care unii declară în fața poporului sau o spun în mod particular, sau alții de bucurie poate și scriu câteva rânduri, cum Dumnezeu i-a făcut biruitori pe ei și poporul lor, pe ei și pe cei ai lor, pe cei din jurul lor. Dar trebuie să acceptăm, v-am spus, el a procedat în mod diplomatic, că unele duhuri care se manifestă la nivelul minții și apoi ne controlează viața, trebuie bătute în mod inteligent. Trebuie să acceptăm și să ne gândim și să acceptăm sfaturile. Cum pot fi înfrânte? Anumite gânduri pot fi contrabalansate, pot fi învinse de alte gânduri. Când diavolul îți vine cu anumite gânduri și te presează și în mintea ta faci aceleași greșeli la nivelul gândirii, al vorbirii sau al faptelor, trebuie să știi că pentru ele poate să fie o sabie, un sfat pentru a fi înfrântă puterea aceea și să ai biruință. Haideți să o recunoaștem. Când am venit la pocăință, cum s-au schimbat anumite lucruri în viața noastră? Am ascultat o predică, am citit în Biblie și ne-am convins. Și în mintea noastră acea idee a început să triumfe. Și vechile gânduri nu mai au acces. Au fost lucruri asupra cărora suntem biruitori, de o vreme îndelungată sau mai recent. La fel, peste toate lucrurile putem să fim biruitori. Domnul a spus ucenicilor, v-am dat putere peste toată forța vrăjmașului, ca să fie învins. Dar uneori este nevoie să ne facem un plan, să încingem sabia, să o punem așa cu două tăișuri, avem un cuvânt mai puternic decât asta, și să ne pregătim să atacăm această forță. Să ne așteptăm ca minunea să se producă fără să acționăm. Ehud a făcut un plan și hotărât a mers și l-a pus în aplicare. Gândiți-vă! Oamenii apelează în vremea noastră la psihologi sau la alte ședințe, de la simple sfaturi până la hipnoze, în care oamenii sunt sfătuiți cu tact, cum să gândească, cum să aplice aceste acțiuni la nivelul gândirii și al faptelor. Dacă oamenii care au la îndemână numai psihicul și intervenții de ordin uman și uneori au succes,
cu cât mai mult avem noi putere și victorie, că avem la îndemână sfatul lui Dumnezeu și călăuzirea Sfântului Duh, și Dumnezeu poate în mod deplin să ne dea biruință. Pentru că în mod aplicativ, în mod special, vreau să ne frământăm în domeniul minții. Pentru că aici sunt toate frământările, aici se câștigă biruința sau aici se pierde războiul. Celelalte sunt doar niște rezultate ale acestui centru de comandă al minții. După ce s-a realizat victoria asta, scrie aici și țara a avut odihnă 80 de ani. Gândiți-vă, 80 de ani e o viață de om. Atunci trăiau ceva mai mult. Dar gândește-te ce înseamnă să fii biruitor și până la sfârșitul vieții să o duci cu pace. Să nu mai fii înfrântul acelor stări, să nu mai te domine și să fii liniștit o viață întreagă. Ce câștig! Ar mai fi putut să stea înfrânți și să stea sub oprimare ani de zile. Când se putea, și dovada e aici, să fie biruitor. Vreau să observăm fondul spiritual din vremea lui Ehud. Vă recitesc versetul 15. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor pe Ehud în cazul acesta. Poporul Israel apela la Dumnezeu cu toată inima, doar în situații critice. Și el, în durarea sa, îi izbăvea, evident, dacă se pocăiau. Oare de ce nu ne punem toată inima până nu se ajunge în situații critice, până nu stăm zeci sau ani de zile în stări grele? E ca și în domeniul sănătății. Când ajunge cuțitul la os, cum se spune, omul se duce și face analize, intervenții chirurgicale, medicamente, tratamente, se duce în stațiuni balneoclimaterice. Dar când doar așa îl doare câte ceva, le duce. Mai ia câte o pastilă anestezică și asta merge. În plan spiritual nu-i deloc recomandabil să stăm. Și de-abia în ultimă instanță atunci apelăm la frați, ne mărturisim, îi punem să se roage, luăm hotărâri serioase de pocăință. De-abia atunci, spunea recent un frate lucrător, că a asistat în urmă cu câteva luni la realizarea unei minuni pe care Dumnezeu a făcut-o. Într-o familie, un copil era sub stăpânire demonic. Dar asta se manifesta într-una. Ajuns și în această stare de durere, de necaz în casă, nu mai era bună nici o zi și nici o noapte. Familia a apelat la niște lucrători și le-a cerut să se roage. Un frate înțelept și cu inima pentru Domnul s-a dus, i-a chestionat, i-a mărturisit și le-a zis, da, eu accept împreună cu alții să ne rugăm pentru voi, dacă vă hotărâți să vă pocăiți. Dacă nu, nu mă apuc. Și le-a dat, uite, asta, asta și asta. Dar însemna să facă ordine în viață, să schimbe lucruri în casă, în comportamentul lor, în activitatea zilnică. Și când, repet, le-a ajuns cuțitul la os, au zis, gata, renunțăm și la asta și la asta, ne pocăim. Și Dumnezeu s-a îndurat de ei și i-a izbăvit. Asta este regula. Dumnezeu se înduplecă. E binevoitor, e îndurător. Să vă citesc și din cartea Psalmilor, unde sunt enumerate, citim mai întâi în Psalmul 78, diferite situații în care oamenii tot păcătuiau, când ajungeau la necaz, Doamne scapă-ne, Dumnezeu se îndura. Dar uneori banul le ține la oameni, banul se pocăiesc cu toată inima. 78, de la versetul 32. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a curmat zilele ca o suflare, le-a curmat ani printr-un sfârșit năprasnic. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau. Se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu la tot puternic este izbăvitorul lor, dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său.
Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește, își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. Iată ce bun este Domnul! Cum e scris tot în psalm, se îndură ca un tată de copiii lui. Ne pocăim, nu ne pedepsi acum, hai, nu ne priva de libertate și de drepturi, că ne îndreptăm și o să fim cuminți. Și peste 2-3 zile le amintești, dar ce-ați făgăduit? Dar mai îngăduine și acum. Dar bine, ei sunt copii. Și noi suntem tot copii, nu? Dar ei cresc. Dar noi când mai creștem să nu mai punem problema tot așa? Și de asemenea citesc din Psalmul 107, unde se repetă niște versete. Dar versetele se repetă pentru că se repetă situațiile în viața oamenilor. Eu vă citesc doar câteva versete, 6. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, la necaz. Și el a izbăvit din necazurile lor. Versetul 13. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Și el i-a izbăvit din necazurile lor. Am văzut situații în familie, unii pocăiți, alții nepocăiți, sau numai că știau de pocăință. Când aveau necaz, nu postiseră de ani de zile. Posteau în cea mai fermă disciplină. Cei nepocăiți, de ce la ceilalți? Nu ne mai rugăm. La necaz, când îl strânge Dumnezeu cu șurubul, știe omul ce are de făcut. Dar în rest, e jucăuș, e leneș și e vinovat. Și versetele astea se repet. 19 scrie la fel, 28 scrie la fel. În strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Dar asta nu e o stare bună. Când ajungi la rău, Doamne, scapă-mă. Asta este o stare vinovată. Asta este imaginea poporului. Să privim la imaginea lui Ehud, că noi în prim plan ne ocupăm de judecători. Revin la judecător 3. Și citesc versetele 20. Ehud a început vorba cu el și pe când stătea singur în odaia lui de vară a zis, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Efectiv, era din partea lui Dumnezeu. A avut curaj, v-am spus, el se evidențiază prin curajul lui, prin credința lui, dacă vreți. Când ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu, nu avem înțeles întreg ce a vrut el să spună că am un cuvânt. Dar noi, efectiv, avem un cuvânt. De ce nu te ții de acel cuvânt? De ce nu acționezi în virtutea acelui cuvânt? De ce nu te încrezi în el? De ce îl pui la îndoială? Am un cuvânt. Și când ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu, poți să ții sabia în mână și să fii hotărât. Mă țin de promisiunea lui Dumnezeu. Zicea, probabil Ezra, în Psalmul 19, făgăduința ta în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Ai ca un decret de lege, ca un act pe care te bizui. Și când faci o cerere în virtutea legii cu tare sau ordinului cu tare aliniat și îl punctezi. Mă spunea cineva, roagă-te, pune mâna pe verset, spune, Doamne, e drept ce ai zis? Uite, am baza versetului pe care l-ai spus. Eu te rog, ascultă-mă și acționezi așa. Și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Și să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu, să fim gata să lovim în forțe vrăjmași. Vă dați seama ce curaj a avut? Să-l lovească pe împărat în casa lui, pe scaunul lui împărătesc, ca să se sculase în picioare. Da, diavolul stă ca pe tron în mintea onoră și în viața onoră. Se îngrașă pe seama noastră. Dar trebuie băgată sabia în el. Un cuvânt din partea Domnului să ereteze poftele, să ereteze stările vinovate și să fie curmată comânduirea. Vreau în ideea aceasta să vă mai citesc câteva versete în 1 Samuel, capitolul 17. Pentru că numai așa se poate în asemenea situații ca să fii biruitor. Stătea oștirea lui Israel în frunte cu Saul, împreună cu cei trei mai mari, fiii lui Isai, și l-auzau pe Goliat cum strigă în fiecare dimineață. Răgnește la fel și seara.
Și scrie aici, capitolul 17, versetul 37, cum mai întâi David și-a dovedit curajul în fața animalelor. Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și întorc pagina și citesc de la 45. David a zis filisteanului, tu vin potriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor și numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care l-ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. De aceea să fim plini de curaj. Ce mă necăjesc când sfătuim pe cineva, auzi, în numele Domnului, îndrăznește, spune un cuvânt a credinței. Nu se poate, frate. N-am biruință. Dar eu dau biruință. Sau o dă Dumnezeu. Dar e sabia în mână. Sau aici, o piatră a luat. I-a tăiat gâtul, capul, cu însăși arma lui de război. Și nu numai David a făcut așa, așa au făcut mulți din vitejii lui. A doua Samuel, capitolul 23. Este o listă pe care n-aș vrea să o lăsăm așa doar ca și o pagină într-un manual de istorie. Și să-i trecem lângă eroii neamului. Scrie aici 2 Samuel 23 de la versetul 8. Iată numele vitejilor care au slujba lui David. Iașeb, Bathshebet, Tachemonitul, unul din fruntașii căpetenilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. Ce curaj extraordinar! Un altul, versetul 10. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia pradă. Și alții și alții la rând. Și lângă ei, Evrei 11 ne motivează să ne încolonăm și noi. Doamne, dă curaj poporului Tău să se ridice la luptă în fața puterii vrăjmași. În Noul Testament iese în evidență și apare expresia asta în mod repetat. Știți de ce printre altele se mirau de ucenici? De îndrăzneala lor, de curajul lor, de credința, de bărbăția lor. Vreau să privim acum și în dreptul celorlalți izbăvitori, făcând câteva mențiuni și apoi punctând câteva principii. În capitolul 3, revenind la Cartea Judecători, în versetul 31 avem prezentat un alt judecător despre care avem o singură mențiune. După el, adică după Ehud, a urmat Shamgar, fiul lui Anat. El a ucis 600 de oameni dintre filisteni cu un otic de plug. Bravo arme! Un alt agricol. Și el a fost un izbăvitor al lui Israel. El a fost prefața lui Samson, care cu ce prinde în mână, lovește în filisteni. Apucați un cuvânt din Scriptură, un cuvânt profetic, apucați o experiență altcuiva, un gând de nădejde, de credință și loviți. Și loviți în puterea vrăjmașului. Pentru dumneavoastră care auziți și pentru alții care știți și intră în contact cu dumneavoastră, rămână valabilă chemarea aceasta. Ridicați-vă ca niște viteji care se pocăiesc cu adevărat. Și nu mai stați sub stări vinovate, sub dominația cananită, a lucrurilor lumești, a duhurilor care ne încojoară și stăpânesc. Pentru că Dumnezeu vrea să fim victorioși. A avut cineva dintre dumneavoastră vreun cuvânt din partea lui Dumnezeu în care să-i se spună, Dumnezeu vrea să mai stai încă vreo 7 ani în robie și după aceea va fi dispus să te elibereze. Dumnezeu când mântuiește vrea azi și când eliberează, spus Domnul Iisus în sinagoga din Nazaret și este scris în Luca 4, astăzi s-au împlinit cuvintele acestei în Scriptură. Am venit să dau drumul celor apăsați, să vestez robilor de război și slobozirea. Dar ei n-au înțeles și au rămas mai departe așa.
Să citim acum în capitolul 10 despre un altul. De la versetul 1. După Abimelec, s-a sculat Tola, bărbat din Isahar, ca să-i zbăvească pe Israel. El locuia la Shamir, în muntele lui Efraim. Tola a fost judecător în Israel 23 de ani, apoi a murit și a fost îngropat la Shamir. Am citit despre el pentru expresia s-a sculat ca să-i zbăvească pe Israel. Adică trebuie să fie un moment în care te hotărăști, nu mai stau așa. Nu se mai poate. De astăzi lucrurile trebuie să se schimbe. Trebuie acea hotărâre ca la fiul risipitor. El fusese în moștenirea de la tata, o dusese bine. Ajunsese rob. Și într-o zi și-a zis în sine, cât mai stau așa, până mor? Am întâlnit oameni care au zis, am vrut să mă mărturisesc, am vrut să mă las. Dar parcă n-am avut putere, am vrut să sun, am abandonat. Trebuie să te școli. Și apoi să te și rogi, cum scrie în psalm, Doamne, scoală-te tu și tu ca să împrăștie vrăjmașii tăi. Dar să se scoale Dumnezeu câtă vreme noi dormim, nu se poate. Dumnezeu să ne izbăvească și noi stăm comozi. Doamne, mântuiește. Cine se ridică, sau cum scrie în psalmul 81, deschideți gura lar și eu ți-o voi umplea. Noi să ne ridicăm, să întindem o mână în sus și Dumnezeu în bunătatea Lui să-și întindă și El mâna asupra celor ce ne asupresc și să rostească eliberarea pentru tot poporul Său. Pentru ca nimeni să nu stea chinuit, nu suntem productivi, nu putem să lucrăm spiritual, ne ducem viața chinuit, nu avem binecuvântare. De ce? Pentru că acceptăm de voie, de nevoie aceste stări, socotim că am mai vrut să ne eliberăm, n-am putut, am încercat, frate, să mă las, să fiu biruitor, iar am abandonat, vom reveni asupra acestei idei. Deci să ne sculăm, să fim hotărâți. Și de asemenea citesc tot aici despre un altul, de la versetul 3. După el s-a sculat Iair, galaditul care a fost judecător în Israel 22 de ani. El avea 30 de fii care călăreau pe 30 de mânci de măgar și stăpâneau 30 de cetăți numite și așa cetățile lui Iair și așezate în țara Galadului. A avut mulți copii și a vrut să se lupte pentru neamul lui. A fost galadit și a vrut neamul lui, parte de răsăritul Iordanului, să aibă un loc de izbândă, un loc de odihnă. Luptați-vă pentru neamul dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, cât puteți. Lângă aceste trei nume, sau chiar în dreptul lor, vreau să pomenesc două principii de care să ținem cont. Orice lider trebuie să fie el însuși un exemplu. Și nu se poate face o lucrare fără ca să fie cineva care să dea tonul. Și la o cântare e nevoie să se dea tonul, să dea tonul bine. Este nevoie întotdeauna să meargă cineva în față, cineva să preia o acțiune, să-i motiveze pe ceilalți, să-i mobilizeze. Și dacă e vorba de o simplă cântare, de o rugăciune, trebuie cineva să zică, hai să ne rugăm. Cineva care să o ia înaintea celorlalți. Iată ce scrie în 4:31 în Cartea Judecători. În 3:31. Verset care l-am mai citit. După el a urmat Shamgar. El a fost un izbăvitor al lui Israel. Și mai departe, uitați-vă, urmează seria de ceilalți judecători. La fiecare a fost nevoie ca cineva să se ridice. Hai să vă citesc un verset, 5 cu
7. Căpetenii erau fără putere în Israel. Fără putere. Până când m-am sculat eu, Deborah. Până când m-am sculat eu ca o mamă în Israel. Despre ea vom vorbi în lecția viitoare. Dar ideea aceasta a te ridica, a-i motiva. Ea i-a motivat printr-o profeție. Tu poți motiva printr-un îndemn, dându-le niște exemple, dându-te pe tine însuți exemplu. Să poți să mergi în fața lor și să le spui, faceți ca mine, veniți după mine. Și tot în ideea aceasta vreau să vă citesc din Noul Testament, din Tit, capitolul 2. De la versetul 7. Și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul, să nu poată spune nimic rău de noi și să rămână de rușine. Fii un exemplu. Este nevoie la orice nivel și în mod special în cazul nostru, la nivel de familie. Să fie cineva un exemplu, să fie cineva care provoacă la o lucrare. Chiar un copil poate să-și provoace copiii, frații pe ceilalți copii sau părinții la rugăciune. Poate să-i provoace să vină la adunare, să-i provoace la o faptă bună, haideți să ajutăm pe cutare. Sau poate să îndemne dacă este o ispită de ceartă. Să îndemne să se domolească. Sau, dacă este o altă ispită de clevetire, să îndemne să tacă. Poți să fii omul pe care să te folosească Dumnezeu? Se poate folosi de tine? E nevoie de unul care să miște lucrurile. Care să facă ceva. Am văzut și în cazul celorlalți și vom vedea și la alții care îi vom studia în viitor. Dacă este cine să sune din trâmbiță, e ușor să se încoloneze oamenii după el. Dar e nevoie de cineva să sune. Dacă nu sună. Așa de mulți viteși să găsesc după aceea. De primul viteaz este nevoie. Vei fi tu? Doamne, ajută-ne. Asta înseamnă să ai curaj. Să faci tu prima faptă de vitejie. Cum se spune, mulți vitești după război. Dar acolo e nevoie de cineva în linia întâi. Dar aceștia trebuie să fie curați. Trebuie să se echipeze corespunzător. Vreau să ne oprim în dreptul celor de doilea principiu. Nu-i mare minune să ai curaj într-un moment și să faci o ispravă deosebită. E mare minune și este de dorit să te poată folosi Dumnezeu toată viața, să rămâi judecător, să rămâi constant, să fii același. Ce folos să iei premiul întâi într-un an și mai faci vreo 2 ani și după aceea rămâi repetent? N-ajută la mare lucru. Să fii toată viața activ, toată viața un promotor al lucrării. Se întâmplă uneori printre slujitori ordinați din biserici. Așa e de activ până când este instalat, câțiva ani după aceea, și apoi rămâne într-un tempo fără viață. Când Biblia spune și la o slujbă, cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă, să provoace biserică. La fel se poate întâmpla și printre tineri, care apoi devin familiști, cu curaj, cu misiune, cu zile de post, cu orar de rugăciune, cu listă de rugăciune. Și după aceea o las încet și nu mai are acea tărie și fermitate ce a avut. Perseverență, veghere, asta se cere. Altfel, dacă nu rămâi, dar asta înseamnă să fii echipat, că numai să strigi și după aceea să fugi, asta poate oricine.
Dacă nu ești pregătit, degeaba vrei să faci un act de vitegie. Vă dau un exemplu. Moise. El credea că Dumnezeu prin el îi scoate pe evrei. Și a început. A avut un act de vitejie și al doilea cum a fost? De la citate. A omorât un egiptean și pe când să facă un arbitraj între doi evrei, a văzut că cineva e pe urmele lui și a fugit. Că atunci când te duci în față și ești cu sabia în mână, trebuie să ai suportul dumnezeiesc și să fii într-o strânsă legătură cu el și să rămâi așa. Dacă nu vei fi ca Samson, te bați și într-o zi ai căzut și crezi că e ca și mai înainte. Și nu mai este ca mai înainte. Fugi ca și Moise și trebuie să mă aștepți. Dar când a revenit, a rămas până la sfârșit. Sau vei fi ca Ișboșet, fiul lui Saul. Știți situația lui? A fost proclamat de Abner ca împărat. Și citez pentru a dovedi asta. În 2 Samuel, capitolul 3, dar când a fost vorba să rămână tare, s-a temut încât nicio vorbă n-a mai scos. 3 de la versetul 7. Dar Saul avusese o țiitoare numită Rizpa, fata lui Aia, și Ișboșet a zis lui Abner, pentru ce a intrat la țitoarea tatălui meu? L-a acuzat, să zicem, de imoralitate. L-a condamnat. A avut curaj să-i spună comandantului armatei. Abner s-a mâniat foarte rău pe cuvintele lui Ișboșet și a răspuns, oare cap de câine sunt eu și țin cu Iuda? Eu dau astăzi dovadă de bunătate față de casă tatălui tău, Saul, față de frații și prietenii lui. Nu te-am dat în mâinile lui David și astăzi îmi bași de vină pentru un păcat făcut cu femeia aceasta? Dumnezeu să pedepsească cu toată asprimea pe Abner dacă nu voi face cum a jurat domnului David. Versetul 11. Ișboșet n-a îndrăznit să mai răspundă o vorbă lui Abner, pentru că se temea de el. Și am văzut uneori bărbați care așa cu bărbăție au pornit în viață de familie și apoi tachitic numai un semn de le face nevasta. Alții tac când oameni din jurul lor îi amenință sau se încearcă vreun contraatac sau vreo ripostă. Nu mai au nicio vlagă. Așa nu se poate. Ișboșet n-avea sprijinul lui Dumnezeu. Eu cred că cele 10 iscoade, de exemplu, au fost cu curaj. Nu cred că le-a fost frică atunci când au plecat din Cades Barnea să iscodească țara Canaanului. Dar pe drum a intrat frica în ei. Și când au venit înapoi, nu se poate. Doi au rămas cu curaj până la sfârșit. Doamne, lasă peste noi un duc ca și peste Caleb. Aceștia sunt adevărații oameni ai curajului, care au o inimă curată, precum Caleb, și au fermitatea de a rămâne toată viața pe front, pe baricadă. Mai sunt ele momente de slăbiciune, când, așa ca și profetul Ilie, Doamne, a fost plin de râvnă, l-a amenințat Izabela și a împachetat bagajele și du-te. Au fost vremuri de prigoană și sunt astăzi pe pământ. Când oameni la care le este frică, nu se mai duc acolo să facă misiune nici dacă îi sponsorizezi. Le este teamă. Alții, în schimb, au curaj îndrăzneal. Vreau să înțelegem din toate acestea ceea ce e necesar pentru noi și să ne dăm seama dacă n-avem curaj, de ce n-avem curaj, numai vreo vinovăție poate să anuleze curajul și numai abandonul sau a nu ne ține de treabă în mod constant poate să ne facă să ne piardă curajul. Dumnezeu când a ridicat pe unul ca izbăvitor, nu l-a ridicat doar pentru un simplu război. Dumnezeu l-a ridicat ca să-l țină judecător toată viața. Și vreau să încheiem cu două gânduri care
să ne motiveze și chiar să ne stimuleze. Curajul e dat de prezența de Duh în fiecare om. Carne neputincioasă. Dacă e vorba să jucăm teatru, știm să facem pe ureașe și pe viteje. Dar în fața duhurilor, numai Duhul îți dă putere. Altfel, te înclini. De ce în fața lui Dumnezeu duhurile cad în leșin? Sunt mai slabe. Altfel, credeți că s-ar da diavolul bătut? Dar n-are ce face. Este mai slab și cedează, capitulează. În cartea a doua a Cronicilor, capitolul 25, este o imagine foarte interesantă. Urma un război. Și Amația, împăratul lui Iuda, și-a numărat soldații și a constatat că are 300.000 de oameni aleși. Dar s-a temut să se ducă la luptă numai cu aceștia. Am angajat 100.000 de mercenari din regatul lui Israel. Și acum era mai liniștit. Cu ăștia 400 se poate începe bătălia. Dar a venit la el un om al lui Dumnezeu și a spus următoarele. Versetele 7 și 8. Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel. Căci Domnul nu este cu Israel și nu este cu toți acești fii lui Efraim. Și acum, ideea de bază. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, că noi de vitejie vorbim în seara asta, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute și sau să te facă să cazi. Ciudat. Cu 300 ar fi biruit și a biruit. Și dacă mă aducea încă 100.000, cu ei pierdea. Chiar dacă ar fi făcut din punct de vedere militar, omenesc, fapte de vitejie. Chiar dacă avea o tehnică, o tactică specială să aplice, o diferită metode strategice. Zici, pierdeți. Dar cum așa? Deci, chiar dacă ne-a rugat o biserică de 1.000 de membri, dacă sunt unii cu care nu-i Dumnezeu, degeaba ne încurajăm noi și ni se pare că zgomotul de la rugăciune, gata, o să fie victorie. Nu se poate la așa rugăciune să nu fie. Dacă nu-ți pocăiți, poate să se cutremure pământul ca la Hofni și Fineas. Asta facem curaj omenesc, facem vâlvă, foc de paie, dar nu-i dinamită în asta. Nu ține. Numai Duhul lui Dumnezeu ne poate da curaj și Dumnezeu să ne umplă de Duh. Altfel, suntem slabi. Și asta se vede când stai în fața unor duhuri, a unor forțe. Dar cât Duh va fi în noi? Cât lăsăm să intre? Cât am dat afară celelalte lucruri? Atâta Duh va fi în noi. Dar dacă suntem firești, cu pasiuni firești, cu gânduri omenești, Duhul se retrage. Și în om, Duhul de valoare, Duhul de putere. În rest, suntem niște bieți muritori. Suflă un vânt și suntem ca floarea, oricât am fi fost noi de drăguți. Și nu se alege nimic de noi. Deci, să ne rămână principiul acesta. Vitejia este dată de prezența Duhului Dumnezeu într-un om. Și Duhul lui Dumnezeu vine peste orice om care vrea să-L primească și să se sfințească. Dumnezeu nu mai este cu preferințe. A, peste ăsta vine, Duhul peste ăsta nu vine. Duhul vine peste orice om. Bine, când e vorba să cheme pe cineva în lucrare, poate da o măsură de Duh mai mare, dar cât pentru a avea biruință în dreptul tău, Duhul lui Dumnezeu vine peste tine. De aceea am legat vitejia de pocăința lor. Care nu-i vitea, scrie în Proverbe, cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr, celălalt e leu împăiat și fuge. Și ultima idee din încheiere. Fiecare luptător va primi o răsplată după lupta sa.
Luptă care a putut să fie benefică pentru sine și pentru cei din jur. Și pentru asta vă citesc din Evrei 11, de la versetul 32. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stopat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbii, s-au vindecat de boli. Luați-le care vedeți că aveți nevoie de ele. S-au vindecat de boli, au fost viteși în război, au pus pe fugă oștiri vrășmași. Și la 39. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Încă n-au primit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Ce le-a fost făgăduit? Ce ne este făgăduit celor ce vom birui? Citiți ce scrie la bisericile din Apocalipsă. Celui ce va birui. Vitejie, frați și surori. La fel, spunea și Pavel la sfârșitul vieții sale, că n-a primit încă o cunună, dar își aștepta cununa. După ce zice el, m-am luptat lupta cea bună. Au fost grele luptele evreilor, dar nici a noastră nu-s ușoare. Vom putea să spunem în final, ne-am luptat și am fost biruitori. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa. Deci, avem o dublă motivație să ne luptăm. Pentru ca să trăim în odihnă. Aici. Să nu fii subjugat. Să fii liber. Și, totodată, pentru cei care s-au luptat pentru ei și, în mod special, pentru alții, aici intervine răsplata în mod deosebit, te așteaptă o cunună. Că te-ai luptat pentru alții. Sunt oameni care sunt chemați și își fac cu strășnicie lucrarea să se lupte pentru alți săraci, să adune, să fac. Alții sunt chemați să se roage. Și aici vreau să vă îndemn. Nu toți vor fi neapărat în față. Dar e mare lucru să te rogi pentru cei care sunt în lupte, în toiul bătăliei. Iosua era pe front și Moise era cu mâinile ridicate. Cum le lăsa în jos, se pierdea bătălia. De aceea, Dumnezeu să vă dea o biruință de plină. Drept aplicație, printre altele, fixați-vă un domeniu în care Domnul v-a cercetat în seara asta sau în care v-a sfrământat zilele astea și spuneți, Doamne, vreau în domeniul acesta să am biruință. Vreau să-mi izbăvești casa, vreau în biserică, într-un compartiment, într-un domeniu, să dai biruință. Pentru asta mă rog, mă sfințesc, vreau să lași putere de duc peste mine sau peste alții, tu să-i alegi la care le pui sabia în mână, dar poporul tău să fie liber. Și în urmă să ne bucurăm de odihnă. Doamne ajută! Amin!